Nu, nu, nu! Finalul, finalul, wow! Oamenii ăștia cred că te aplaudă în primul rând pentru că ai avut curajul să faci show. Și chiar ai făcut show. Ai o prospețime, un singur lucru ți-aș recomanda ție, mult mai mult curaj. Și, cum să spun, mai multă încredere în tine, pentru că ai de unde. Ai venit timorat puțin, te-am simțit. Am vrut să plec de Bauri acasă până acum, recunosc. Ai vrut să pleci? Sincer, da. Erai fraier. Bă, cum ai cântat, dar cum ai dansat. Dar unde ai învățat să dansezi așa? De la James. Nu, sincer, singur. Nu. Singur el? Pe cine ai văzut? Pe James. Pe James l-am văzut. Normal, e. Sau James. Probabil cel mai complex act artistic pentru ziua de astăzi. Mie, pe total, mi-a plăcut. Mulțumesc mult. Și mersi mult pentru moment. Când vorbeai de Florin Răduță, avea oarecare, nu știu, puțină răceală. Dacă vreți, relația între mine și Florin este cum este între dumneavoastră și Ștefan. Nu vreau să comentez relația mea cu domnul Bănică. Ceea ce vreau să spun este că... Deși e, mă interesează relația ta. Argumentează. Și cred că n-am ce să argumentez, nu există o relație. Mihai a dat un exemplu, dar el neștiind amănunt despre relația aceasta, această relație frumoasă între Ștefan și Horia, a spus, suntem prieteni cum sunt ei. Păi stai că nu știi, nu sună bine. Așa te vreau. Ceea ce vreau să îți spun ție este că eu mi-am dat seama de unde vine răceala. Tu dansezi și el e invidios. Nu, ba da. Eu l-am observat toată emisia. El e o voce senzațională, se mișcă, privește femeile. Dar tu cu James mi-a spus că a apreciat că m-ai pus piciorul peste picior. Iar dacă tu te dorești pe scenă, atunci primești numai da de la mine. Bravo. Și da de la mine. Aha! Bravo. Un călduros bine ai venit. Al treilea da. Mulțumesc. Din tot sufletul meriți al patrulea da. Bravo! Patru de da. Mulțumesc, domnule. Stănescu Mihai a fost cireașa de pe tort. Dar ce cireașă dansatoare. Cred că Horia a fost un pic invidios. Dacă nu vă ajută prea mult calitatea vocală, puteți să mă mințiți. Puteți să mințiți juriu făcând niște piruete sau niște flic-flacuri senzaționale. Am zis să te învăț să-ți dansezi și m-am zis să te hai cu. Și cred că asta s-a și întâmplat. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Eu nu știu ce mi-e greu să rezolv niște probleme tehnică vocală sau să rezolv niște probleme de prezență scenică. Eu mai tare m-aș teme de un concurent care... e super rigid, dar cu o voce bună, decât de unul care este deloc rigid, dar cu o voce mai puțin bună. Vă sărut, X-Factor. Am lăsat, cu siguranță. Vă, pa, pa!